Domnilor, avem nevoie de abilitățile dumneavoastră în interesul României. Astăzi și echipa națională intră în cantonament. Așa că este nevoie de doi preparatori fizici. Eu sunt capitanul Burcea, am o p*** de un metru și o să vă c*** pe toți. Tomas! Alcoolist cronic. Te f***. Deranjez? Da. Asta e și ideea, mutule. Hai, mă, mai cu viață! Bun drum, bun Franța, bate-n drum, bun dincolo. Ura! Cu sacul legat în spate, cu mâinile jos. Ura! Atenție la mine, you f***ing pieces of shit! Ca canari! O să-i ajutăm pe băieții ăștia să construiască un baraj. Un dig! Iau, s***a mea! Un dig! Bă, noi suntem echipa națională, noi antrenăm cu mingi medicinale, TRX-uri și electrostimulare. Da, bă. Așadar, o să-i ajutăm pe băieții ăștia la baraj. La dig? La dig! Bă, eu sunt capitanul Burci și am împușcat doi fotbaliști la un antrenament. Le-am zis să facă ceva, n-au vrut și am împușcat. Pac! Așa că nu vă puneți cu mine că vă ia mama, dracu. Mutu! Aici. Beg eu pardon? Zi Mutu Hristosomati! Mutu Hristosomati! Ia vină, mă-ncoa. Te băgăm iar în formă, baby? Ia zi, mătule, câți lume împotrivise? F***ing piece of shit! Mătă! Cicoe, bă! A zis domnul Vișinescu că să-i aducem aici. Cine? Nu știm. Păi și cărați așa stați fără să știți ce e în ei? Du-ți să-și duc dacă trebuie. Ia hai, marci înapoi cu ei. Pieces of shit. Hai! Domn capitan? Domn capitan, nu știe ce e în ei. Așa și? Păi dacă nu știe ce e în ei, nu știe dacă are nevoie de ei. Păi și dacă nu știe ce e în ei, de unde știe dacă are sau nu are nevoie? Îi duceți înapoi. Ce e, bă, cu voi? A zis domnul Vișinescu că nu vă trimite saci de pomană. Poate că o să aveți nevoie. Când o să am nevoie, o să-i cer. Da, dacă tot ia... Șără! Aici eu vorbesc. Hai! Luați sacii și sus cu ei. Stânga, prejur. Hai! What the f***? O să nu mă încărce pe mine cu materiale de care n-am nevoie. Când o să-i trebuie, o să-i folosesc. Îi duceți înapoi. Băi, să... Hai, mă!
Ești bine, Adi? Dar unde e motul? Hai, baby. Obosit? Doamnelor, am o veste bună și una proastă cu care vreți să încep. Cu aia bună. Cu aia bună. Vestea bună e că drumul de întoarcere de 25 de kilometri nu-l vezi mai parcurge cu rucsacul de 30 de kilograme în spate. Și aia proastă? Aia proastă e că-l vezi parcurge și cu rucsacul și cu sacii. Yes! Mă umori, mă umori, nu te înțeleg. Pieces of shit. Să-mi amintești să facem lupă pe antidoping. Atenție la mine! Eu! Având în vedere că azi a fost o zi mai ușurică, labă, mâine o să aveți ceva mai stufos. Dar mai bine vă surprindem mâine. Doamnelor, pentru că astăzi ați făcut 25 de kilometri dus cu rucsacul în spate și 25 de kilometri întors cu rucsacul și sacul după voi, mâine n-o să ne trezim la 7 dimineață. Ah, ce bine! O să ne trezim la 5 dimineață. Da, super. De ce nu ne trezim la 4 jumate atunci? Ați judecat, 4 jumate. Nu. Ia, 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 ia